Salut! Eu sunt Ciobi și bine ați venit la un nou episod pe canalul meu. Un nou episod din data serie numită Better Minecraft. Înainte ca acest episod să înceapă, nu uitați să apăsați pe buton de like și pe buton de subscribe și nu uitați de clopoțelul magic care trimite notificări de fiecare dată când postez eu un nou episod pe acest canal. Și hai să nu lungim intro-ul ăsta și să înceapă episodul. Adevărul e că orășelul ăsta al membrilor o să se vadă super de aici de sus, de la dragoni. Și da, e bine, sunt curios cine o să fie primul membru și care o să ia o căsuță în acest orășel. O să fie interesant, sunt 100% sigur și văd că acolo avem căluțul. Am uitat de căluțul ăla, e blocat acolo, săracu. Ok, e noapte, suntem pe Better Minecraft, n-am făcut nimic între timp, adică voiam să fac chestii, n-am făcut absolut nimic, așa că o să facem pe episod câteva chestii în plus, să ducem treaba asta cu Better Minecraft-ul mai departe, așa că da, sunt pregătit. Totul e ok. În principiu aș vrea să-i fac un loc pentru acest minunat leopard, doar că trebuie să facem rost de zăpadă, de gheață, de ceva stone, ceva, cam atât. Cred că asta e tot. Să-i facem un loc ușor frumos. Așa că, în episodul de astăzi, dacă nu s-ar mai bugui toate chestiile pe aici, o să-i facem o căsuță lui Leopi. Ei bine, nu știu dacă mai țineți minte din episodul anterior. Hai să văd dacă am, mi-ar trebui un pic exit ăsta cu silta, ce am? Perfect. Bun, nu știu dacă mai țineți din episodul anterior sau acum două episoade ceva de genul ăsta, am găsit un biom de gheață la un moment dat, am fost la el, uite aici frumos, și aici l-am găsit și pe Leopi în biomul ăsta și am mai găsit un sătuc pe aici, bine, ăsta nu e explorat încă, nu știu ce e chestia asta. Ok, ce este un copac? În fine, mergem să luăm zăpadă și gheață pentru Leopi. Și dacă mai găsim chestii interesante, bineînțeles, mamă ce mișto sunt frunzele astea, ce e ăsta? Frosty Blossom Leaves, wow, îl vreau, tată. Mamă ce lag mi-a făcut, mamă. Și am mai găsit și genul ăsta de elani care se bat cap în cap și am făcut rost de copăcel de ăsta. Mamă ce tare e chestia asta, o să avem nevoie de frunzele lui, dar bine că am făcut rost de mai mulți puieți. Nu știu dacă ați văzut, ăștia se bat așa cap în cap continuu, deci efectiv ei când se întâlnesc ei asta fac. Doar că eu n-am omorât niciunul să văd, mamă dar cât de mare e față de mine, uite cât de mare sunt. Mamă, mâncați așa sufletel tău, ăștia sunt gigantici. Hai să omorăm unul să vedem ce ne dă, că nu mai țin minte dacă am omorât vreo unul. Ia uite ce dă în mine, ia uite ce dă în mine, ce periculă. Mamă. Ce-mi dă? Moose ribs. Ok, moose ribs. Și putem să facem mâncare și probabil cu asta cooked putem să mai facem ceva? Nu, pur și simplu o prăjim și cam atât. Carne de elani. O să ne ocupăm de treaba asta. Animalele care o să fie mulțite cumva și folosite pentru carne și cum sunt ăștia, probabil o să le fac un alt spațiu sau vedem pe parcurs, poate facem și ferme separate, nu știu sincer să vă spun. Am venit aici strict pentru zăpadă, dar mi-a atras atenția chestia asta, e un biom foarte interesant, uite putem să luăm și chestii de genul ăsta să le plantăm acolo. Ce e asta? Holy berry, pe bune, avem cireșe, ok, și arată aproape la fel ca astea. Și de ce? Voi vedeți acolo că îmi dă hunger dacă le mănânc, de ce? Ok, foarte interesant, n-am să vă mint, aici avem un dungeon micuț, chestie, uite că avem ceapă, ce avem aici, tomato, putem să le luăm să fie acolo, că nu se știe, nu, asta chiar n-am nevoie de ea, dacă tot am trecut pe aici, de ce nu? Și uite, avem și gheață, dar o să o luăm imediat și gheața asta de aici, unde e intrarea? Ok, pe aici e ok, super, super ok, ok, e un fost sătuc, cred, sau ceva de genul ăsta și a rămas de el doar niște ruine și atâta tot. Uite că mai avem chestii pe aici, nimic foarte, foarte interesant. Da, astea sunt fără mob și atunci loot-ul la ele e foarte slăbuț, de ce am sărit de două ori? Wow, nu te cred, uite că abia acum am descoperit, deci noi putem să zburăm cu armura asta, pe bune, ia... Water and lava walking, deci putem să mergem pe apă și pe lavă cu el. Multi jump, fall damage reduction și levitation. Du-te, nu te cred, putem să sărim de două ori cu armura asta, băieți. A, da, eu n-am mai dat-o jos de pe mine, că am zis că nu o suport pentru că o stric în felul ăsta. Dar jur că nu știam treaba, nici n-am citit. Ok, deci asta e cea mai șmecheră armură de până acum, ce am avut-o eu, efectiv e perfectă, e o armură perfectă. Acum mă uit să văd dacă găsesc blocuri de gheață, nu doar zăpadă dintre asta, blocuri de zăpadă voiam să spun, și vreau să iau cât mai multe berries dintre astea, că oricum putem să le folosim și pe lângă chestia asta vreau să decorez frumos casa lui Leopi, să nu fie așa foarte urâtă, știi? Acum nu știu,
dacă găsim ceva munți pe hartă, găsim acolo zăpadă în vârful muntelui sau ceva. Acum nu cred că sunt munți, asta e, trebuia să o explorăm, o să ne ocupăm și de ea. Avem o grămadă de lucruri de făcut pe Better Minecraft, băieți, o grămadă de lucruri și atunci, e bine, ne mai lipsește doar timpul, rest avem o grămadă de chestii de făcut, ceea ce e foarte, foarte tare, cumva nu avem timp să ne plictisim și o serie foarte, foarte lungă, cred că suntem la episodul cu numărul 47, cred, ceva de genul ăsta, mamă, ce rapidă e asta, uite ce găuri am lăsat, ok. Și atunci, da, ok, asta ne dă direct gheață dintre asta spartă. Uite, uite cum merg pe apă cu armura asta. Stai că nu e bine, nu am loc în inventar. Tomato seeds, ice cube, ok, dă-mi asta, așa, frumos, dă-mi asta, așa, și acum, ok, bun. Eu merg pe apă în momentul de față, eu adică nu pot să mănec sau ceva, uite cum mă ridică chestia asta, uite cum merg pe apă, băieți. Deci eu acum merg pe apă, pe Minecraft, cu armură, cu o armură specială foarte, foarte tare. Adică noi acum nu mai avem nevoie de barcă, ce barcă, ce e aia. Suntem imuni la treaba asta și putem să mergem pe suprafețe cum e apa asta, foarte, foarte drăguță. Partea nasoală e că nu pot să mă duc în jos, dacă vreau să nu, a, pot să nu dacă vreau. A, pur și simplu dacă merg pe deasupra, pur și simplu pot să merg și atâta tot. Și încă o chestie tare, double jump-ul ăsta mi se pare alt nivel, ești nebun, e altceva double jump-ul ăsta. Bun, perfect, bun, rău, ești nebun, bun, rău de tot. Ok, acum, cred că ar fi bine să iau niște blocuri dintre astea de gres, dacă pot. Așa, dacă mai am loc prin inventar. Acum eu mai am loc pe aici prin inventar, dar nu pentru blocuri de... A, bă, da, uite că am reușit. Bun. Nu multe, o să iau câteva, că oricum o să se mulțească după aia și nu o să fie o problemă. Partea nasolă e că mi-am umplut tot inventarul cu tot felul de chestii și atunci e mai greu să iau bulgărește de zăpadă, mai ales că am inventarul full și aș putea face treaba asta ca să fac rost de blocuri dintre astea de snow și aș mai goli din inventar și ar fi inteligent din partea mea să mai arunc din chestiile inutile din inventar și să nu mai culeg toate porcăriile posibile, inclusiv cireșele alea. Uite astea, sunt inutile, efectiv. Dacă vreau vreodată să am cireșe în inventar, o să vin aici să fac rost de cireșe. Da, eu am venit după bulgări de zăpadă și mai mult iau dirt decât bulgări de zăpadă dintre ăștia și zăpadă, efectiv. Din asta putem să facem zăpadă? Cum facem noi zăpada, băieți? Așa, cu bulgări? Ok, ce putem crafta din asta? Putem să... Aba, da, uite, din 3 bucăța, deci de asta nu puteam. Ok, core snow. Uite ce... Mint ice cream bloc, ok, mamă ce... Da, Better Minecraft-ul în continuare rămâne preferatul meu și putem să facem o grămadă de chestii cu el și double jump-ul. Uite cum merg pe apă, mâncați-a sufletul tău, ai mai văzut vreodată pe cineva mergând pe apă? Ia uite, tată, cum merg pe apă, ok, am mai găsit ceva, struguri în copac, ăștia struguri? Sper că nu struguri, pentru că strugurii nu cresc în copac, iar dacă ăia struguri, Minecraft-ul are o problemă. 100%. Ok, da, putem să mai adunăm ceva gheață. Mă enervează faptul că am lopata asta foarte rapidă și atunci cred că ar fi fost inteligent din partea mea să-mi fac o lopată, nu știu, din orice altceva, să nu fie atât de rapid încât să spargă și blocurile, știi? Da, dar eu zic că e suficient, am 40 de blocuri, adică n-am nevoie de mai mult ca să pot să fac casa lui Leopi, adică nici prea mult, când e prea mult strică, știți cum e, adică n-ai cum. Bun, și atunci mergem frumos. Așa, facem blocurile și luăm ăsta de aici. Ăsta era cu ce era ăsta? Uite, pot să pun asta aici. Ce pot să mai pun? Aș putea pune la mâncare, aș putea să mai pun astea și atât, că nu mai am loc, corect. Da, bine punctat, Paule, e bine rău. Da, tată, da, e bine, îmi place mult. Ok, dar de ce arată așa ciudat tot? Deci în partea asta, ok, cred că avem un mini raid acolo, hai să mergem către ei atunci, vină cu afraiere. Are chestia aia pe cap, dacă vedeți, frumos, mai facem rost de una, că oricum am colecție și acum am bedomă, nu? Adică o să avem un raid cât de curând, băieți, o să ne ocupăm și de raiduri, bineînțeles. Chiar spuneam în episodul trecut, dacă mai țineți minte, cum ar fi să mai facem rost de un raid, știi? Și uite că am făcut rost de raid fără să fac mare chestie. Ok, foarte interesant, n-am să vă mint, gheața am suficient, am 49 de bucăți suficient. Dacă mai trebuie o să mai vin. Doar că aici avem un biom nou și nu l-am mai găsit până acum. Arată interesant, cred. Ok, pe lângă copaci ăștia. Dar e doar aici. Aba, nu, uite, continuă în direcția aia acolo. Ce naibai biomul ăsta? Că avem și stone. Oricum avem nevoie de stone. Ok, nu cred că așa trebuia să fac, dar cred că mai am. Am mai găsit o găsuță, băieți, dintre asta cu portal.
E bine, e bine, e bine să nu fie rău. Da, nu știu ce să zic. Îmi place mult, îmi place mult, dar cred că mai bine mergem acasă. Așa să ne ocupăm de ce avem noi să ne ocupăm aici. Sper să nu se facă raidul în momentul de față, că e ok dacă nu s-ar face în zona asta la mine aici, că e mai bine să mă duc într-un sătuc sau ceva separat să se facă raidul. Și atunci mergem direct la căsuța aia de acolo de sub pământ, unde ducem animăluțele noi și ne ocupăm puțin. Mamă, ce-mi place, lasă-mă, ce-mi place treaba asta cum merg eu pe apă. Uite tata, uite tata ce mișto e armura asta. Mamă, mamă, wow, se încarcă raidul. Păi, uite, erau sătenii de aici. Mamă, dar ce chestie, fratele meu. Atunci ce să facem, băieți? Ne ocupăm de raid. Dacă tot se face raidul, ce putem să facem? Acum, na, de unde vin băieții? Ne ocupăm de raid fără să vrem. Efect, uite, de acolo vin. Da, ce pot să fac? Na, ce pot să fac eu în momentul de față dacă eu nu am ce face? Că s-a încărcat raidul și... asta nu-i de bine. Nu știu cum o să fac treaba asta. Îmi spawnează creeper mici. Dacă o să-mi distrugă casa, îi omor, efectiv. Îi omor dacă îmi distrug casa ăștia. Ok. Cred că ar trebui să-i mut de aici sau ceva. Să plec de aici sau ceva. Unde ar putea să plec ca să se încarce raidul în altă direcție, băieți? Am armură bună, nu zic nu, dar nu-mi place treaba asta. Nu-mi place că trebuie să stau pe aici, pe la ei. Și să ăștia doi pe aici. Nu știu exact cum fac ca să plec de aici. Ok. Cred că mă teleportez aici la portal. Vine raidul aici dacă mă teleportez aici sau l-am pierdut? Cred că l-am pierdut, nu? Am scăpat de raid? Da, am vrut să fac raid, nu mă înțelegeți greșit, doar că mi se pare puțin ciudat că... uite că se încarcă înapoi, fac! Da, am crezut că am scăpat de ei, dar nu am scăpat, uite, las așa asta pe aici, frumos. Atunci lasă-i să vină, fratele meu. Haideți, veniți, băiți. Haideți, veniți, că eu vă aștept aici, uite cum stau aici frumos, pe apă. Veniți pe apă? Nici nu știu de unde s-au spawnat, băieți. Uite că s-au spawnat încolo undeva, îi vedeți? Ui, stai, că se, uite, uite, uite. Wow, s-au spawnat pe casa mea sau în casa mea? Și mi-arată ca și cum ar fi aici, lângă mine. Ok, asta e ciudat, băieți, asta e foarte ciudat. Trebuiau să se spawneze undeva, nu? Păi și unde naiba, că eu îi văd aici? Sus la dragonii mei, oare? Că aici jos nu-s. Du-te, nu te cred. Da, trebuie să plec din zona asta, că altfel nu-i de bine. Ăștia sus la dragonii aici. N-ai văzut așa ceva. Doamne ferește. Da, ești aici, la dragon. Ok, cred că asta nu poate fi de bine. Cum naiba v-ați spawnat fix la dragonul meu aici? Eu asta n-am s-o prind și n-am s-o înțeleg niciodată. Haideți încoace toți. Uite cât sunt în primul rând acolo. Hai de viața mea. Stai că vin pe rând. Vin pe rând, băieții. Haideți, băieți. Haideți, băieți. Că până la urmă aia e ce pot să vă fac dacă v-ați spawnat. Uite cum s-au spawnat fraierii toți aici la dragon. Ce am făcut? Întrunire aici. Ce avem aici, băieți? Știți ce aș putea să fac eu acum? Aș putea pur și simplu să-i las aici. Și atâta tot. Uite așa, să trăiesc cu raidul ăsta, că văd că ei sproși, nu poate să plece, eu îi bat de la spate, n-au nicio treabă, niciun stres cu mine, ăla e legat de vrăjitor, numai să nu-mi bubuie ceva pe aici, vreun dragon, ceva, că v-ați dus pe țavă dacă v-ați bubuit ceva. Uite ăsta îmi împinge dragonul, dar nu mă atacă pe mine. De ce nu mă atacă? Ciudat asta cu... de ce nu mă atacă? Dar nu mă deranjează că fac... mamă, nu mai împinge dragonul, care mi împinge dragonul? Tu mi împingi dragonul? Dar de ce? De ce? Scuze, cred că i-am dat vreuna lui ăsta și mamă, i-am scăzut viața lui fraierul ăsta. De ce veniți voi la mine aici? Spawnează-i pe jos, mâncați-aș sufletelul tău, că nu îi vreau aici sus, asta nu înțelege chestia asta cu raidul. Spawnează-i jos, nu știu, spawnează-i în altă parte, uite, spawnează-i încolo. Nu-i vreau aici, nu-i vreau aici. Ci că i-a spawnat, ci că sunt față undeva, așa mă uit eu pe hartă, dacă mă uit bine. Da, ei sunt aici, uite-l cum vine fraier, uite cum vin. Așa, bun, și ei se adună, wow, a spawnat și o chestie de aia, o brută, băieți. Ok, cred că ar trebui să-i dau mâna brute. Ei se duc acolo că e un sătean acolo, dacă n-ați înțeles situațiunea. Și atunci, mamă, ce a trecut pe lângă mine, o chestie dintre aia. Care a dat băietul? Care ai dat? Avem brute, avem tot felul de chestii, dar este la distanță mare, n-ai ce să le faci. Uite, fraierul ăla m-a văzut și a spawnat creeper mici aici. Uite, dar de ce îmi faci tu mie de asta cu creeperii tăi mici cu tot? Du-te cu creeperii mici cu tot. Ok, cred că mai spawnează niște fraieri micuți. Uite, acolo, de acolo ies creeperii mici, dacă n-ați înțeles ideea. Eu am inventarul plin cu tot felul de căcaturi. Dacă... lasă-mă, fratele meu, lasă-mă. Uite că mai vin, uite cât sunt de ăștia mici. Uite cât de ăștia mici sunt. Lăsați-mă. Ok, o să mă duc pe aici frumos. O să merg să-mi las toate chestiile prin chesturi, că vin creeperii ăștia după mine și nu-mi place treaba asta. Poate nu-mi bubuie. Uite pe unde au găsit să intre. N-ai văzut așa ceva. Mamă. Mă duc să-mi las toate chestiile în chesturi, băieți, că e jale și am inventarul full, poate ne mai dau chestii interesante, băieți ăștia cu raidul și mergem să-i batem, că ei fraierii acolo s-au blocat la săteni.
Și atunci, na, dacă s-au blocat acolo, noi profităm și noi de chestia asta, lăsăm lucrurile importante, să zicem așa, prin chesturi pe aici, chiar dacă o să le mai sortez eu după aia, mai lăsăm chestii pe aici, uite, avem niște blocuri, uite, avem niște unelte de pe la ei, nimic foarte wow, ok, bun, punem astea, ceva paper cu ceva de ăsta, ăsta lasă pe aici, da, cred că nu ne mai ocupăm așa de mult de tot ce înseamnă acea clădire, tot ce înseamnă prietenul nostru. Mă refer la Leopi, pentru că Leopi nu mai am timp să-i fac casă lui Leopi și atunci e o problemă. Da, nu știu ce să zic, e jale cu raidul ăsta. E jale cu jumare. Din nou raid, suntem pe Better Minecraft, raid peste raid. Nu trebuia să-l omor pe ăla. Data viitoare când mai văd unde ăsta așa, nu, spuneți-mi să nu-l mai omor, că uite ce e acolo, ești nebun, s-au adunat toți aici la săteni și uite asta m-a văzut. Haideți încoa. Hai, dacă sunteți șmecher, nu? Păi nu cu brutata cu tot, să vezi ce-i dau, mâncați. Dar voi mă enervați cel mai tare de aici. Ok, vă dau foc prima oară. Mama asta mă omoară, bruta asta. Ok, fac. Cred că o să mor, băieți. N-am murit. Ba da, am murit. M-a omorât un zombie, ca idee. Deci, m-am luptat cu tot raid-ul și a venit un zombie pe la spate și mi-a dat-o și m-a omorât. Uite, Griffer chestplate, o chestie de genul ăsta, de cum avem noi aici. Foarte șmecheră chestia asta cu Grifferul, foarte tare. Mișto rău, ești nebun? Foarte șmecher. Ce pot să zic? O să avem episoade cu raid, băieți. O să ne ocupăm și în episodul de astăzi și în episodul următor de raiduri, pentru că nu s-a terminat. Foarte interesant. Casa lui Leopi o să-i fac eu off-camera, băieți, că nu mai apuc în episodul de astăzi și na, trebuie să mă ocup de... Uite că am crezut că sunt de aia mici. Trebuie să mă ocup de raidul ăsta, că oricum o să se încarce la nesfârșit raidul și mai avem... Doar ăsta îl mai avem. Pe fraierul ăsta, ăsta a mai rămas de aici. Uite câte chestii au dropat băieții pe aici, ești nebun? Mamă, câte chestii. Uite, putem să punem chestii de genul ăsta peste tot, că am făcut de-a raiduri să mor eu, am o grămadă de astea. Și a mai rămas doar fraierul ăsta, care e un golem gigantic, chestii. Us, scrie scoal, mamă, dar ce damage îmi dă? Stai să vezi ce-ți dau. Mamă, dar cât damage poate să dea o chestie de genul ăsta? Și uite că se încarcă din nou raid-ul și asta nu poate fi de bine, va trebui să mă urc sus undeva, dar n-am unde, ești nebun? De fapt, ba da, uite, pot să urc pe aici, bam, frumos și mă urc direct pe acoperiș. Opa, tată, haideți băieți, de unde vă spawnați? Trebuie să vină dintr-o direcție de pe aici, prin zonă, cumva. Unde sunteți băieți? Stai că vin de acolo, că-i văd pe hartă, dar nu-i văd fizic, dar îi văd pe hartă, băieți. Ok, cum s-a făcut? Ok. Ia, stai să vezi cum apar pe după. Uite cum vin fraiere. Mamă, dar ce mă enervează ăștia cu arbaletele. Mi-au spart armura. Uite, ăsta cu creeperi mici, ăsta e cel mai enervant cu creeperi mici, că mama nenorot. Mamă, dați mai mulți. Care eu ești, tată? Unde ești, tată? Uite-l ăsta. Uite-l ăsta. Ăsta trebuie omorât primul, că îmi dă creeper dintre ăștia mici și mă nenorocesc creeperii. Ăsta e Grifferul ca idee. E bine că nu explodează din cauza lui casa sau ceva. Uite câte săgeți mi-au spawnat pe acoperiș. N-ai văzut așa ceva. Ok, fuck it. Nu mai contează de acum oricum. Trebuie să omorâți vrăjitorii, o să vină din ce în ce mai mare raidul ăsta și din ce în ce mai puternic și atunci lucrurile o să fie din ce în ce mai grele, să zicem, dar nu imposibile, niciodată nu sunt imposibile. Ok, fac, bam, bam, ok, să mănânc ceva că e jale cu jumare. Tată, ăla-i bucătar, ce n-ai bai cu el? Oricum, e al doilea raid al nostru cumva pe Better Minecraft, dacă mai țineți minte cei care urmăriți seria de la început, e al doilea raid, nu e nimic foarte wow la el, ci pur și simplu e un raid. Chestie destul de normală, doar că e ceva mai diferită fiind un Better Minecraft, lucrurile stau puțin mai diferit, de exemplu, creeperii ăștia micuți, tot felul de brute diferite, tot felul de golem și... Dar o să-l las pe ăsta în viață, așa că dacă vreți să vedeți mai multe, va trebui să așteptați și urmă episodul următor, probabil și episodul următor o să fie tot un raid. Cam atât, eu am fost Ciobiș și v-am țucat. Pa!